În acest clip vă voi arăta cum să vă faceți un thumbnail online, gratuit, și începem chiar acum. Salut, suntem de la Meds.ro, bun venit pe un nou clip, iar dacă vreți să învățați cum să dominați YouTube și Google, vă invit să vă abonați. După cum v-am mai spus, thumbnail-urile sunt foarte importante pentru voi, pentru că atrag clicuri și vizualizări și abonați și așa mai departe. Dacă în alte clipuri v-am arătat în Photoshop să faceți astfel de thumbnail-uri, astăzi vă prezint ceva foarte tare, am găsit un site pe internet care vă va ajuta să vă faceți thumbnail-uri în stilul în care le faceți în Photoshop, doar că le faceți gratuit și online. Site-ul se cheamă photopea.com. Este, după cum spuneam, un site care poate să vă ajute să faceți thumbnail-uri gratuite online. Nu am să vă mai arăt toate principiile după care fac eu un thumbnail, o să vă las în comentarii link-ul către clipul pe care am făcut acel thumbnail în Photoshop. Vreau doar să vă arăt cum funcționează acest site și de aici încolo voi folosind celălalt clip o să vă faceți propriile thumbnail-uri foarte ușor. După cum vedeți, am deschis site-ul photopea.com. În acest clip vă voi face un new project. Da? V-am mai sugerat 1920 cu 1080 dimensiunile care le folosesc eu la thumbnail-uri. Vă recomand ca background-ul să fie transparent. Am creat acest clip. Bineînțeles, puteți să selectați Control A, îi dați fill, exact ca în Photoshop fill, faceți background-ul culoarea galbenă, vedeți că a mimat exact ca Photoshop-ul aici culoarea. Dacă vreți să schimbați culoarea de aici, pur și simplu OK, edit, fill, în continuare este setat, bine, atât. Ați selectat din nou unealta de selectare și facem, să zicem, pentru text, v-am recomandat tot timpul să fie culori care să iasă în evidență. De exemplu, o voi folosi galben la layer-ul acesta și textul să-l faceți, mai întâi să deselectăm, textul să-l faceți aici. Bineînțeles, puteți să faceți cu caps lock și așa mai departe. Eu vă arăt. Bun. Deci ați să vă cu textul, după cum spuneam. Dacă vreți să-l măriți de aici, din size, îl faceți cât vreți voi. Și faceți acest văzut. Și cam asta e, dacă vreți să ascundeți layer-urile de sub, exact în stilul Photoshop. Bineînțeles, puteți copia o imagine și să o adăugați imaginea voastră, vă voi arăta ceva foarte simplu, nu vreau să vă rețin, pur și simplu testați voi exact ca în Photoshop. Las o select, voi copia partea aceasta. Da, s-a selectat partea asta, edit, copy, edit, paste, da, o puteți face să fie cât mai mare poza și așa mai departe, da, să facem o treabă de genul ăsta, edit, retransform, cu shift, trageți. Eu recomand să fie cât mai mare această imagine, bineînțeles, e la alegerea voastră. Și poate puteți să creați un thumbnail foarte simpatic, după cum spuneam, cu text într-o parte, cu această imagine în partea dreaptă. Tot timpul v-am spus să respectați regula celor trei părți, adică tot timpul imaginea aceasta să facă, împărțiți thumbnail-ul în trei părți, una, două, trei, iar chipul acesta să cadă pe cea de treia linie. E un lucru care vă va ajuta foarte mult să înțelegeți cum să vă postați aceste imagini. Bun. Un alt lucru care vreau să vi-l arăt și mi se pare foarte tare, eu n-am mai găsit alt site care să facă acest lucru, pur și simplu puteți edita thumbnail-uri pe
direct fișierii PSD, adică fișierele native ale Photoshop, le puteți edita direct în acest program. Lăsăm un pic să se încarce. După cum vedeți, mi s-a încărcat aici tot ce înseamnă imagini, este un fișier PSD, acel fișier nativ al Photoshop. Mi se pare foarte tare și în momentul în care mă voi apuca să creez pentru voi thumbnail-uri, veți putea intra aici să vă editați foarte simplu textul și sunteți gata de plecare și să vă postați thumbnail-uri pe clipurile voastre. O să testați acest site, să-mi spuneți în comentarii dacă vă ajută sau dacă nu vă ajută, ce probleme ați întâmplat cu el și poate reușim să le rezolvăm împreună. Dacă ați învățat ceva util din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități. Iar eu, până data viitoare, vă urez SEO plăcut!